Nu e așa că atunci când ați venit la mare v-ați gândit să plecați acasă cu un tatuaj semipermanent? Înainte de toate trebuie să știți ce pericole ascund tatuajele cu hena neagră. Adepții tatuajelor ar trebui să se gândească de 10 ori înainte de a face acest lucru dacă doresc să nu cape de afecțiuni grave, iar acestea în multe cazuri sunt irreversibile. Hena este o plantă care provine din zonele tropicale sau subtropicale din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Sudul Asiei și este folosită de mii de ani pentru vopsirea părului ultima vreme este deseori utilizată și la efectuarea tatuajelor. De regulă, producătorii de coloranți utilizați în industria tatuajelor cumpără planta de calitate slabă, adaugă săruri etalice, vopsele chimice și alte ingrediente pentru a crea o gamă de culori. Aditivi și coloranții adăugați plantei pot cauza reacții alergice grave. Simptomele apar după câteva zile reacțiile alergice putându-se manifesta prin mâncărimi roșață, pete, pustule sau chiar decolorarea permanentă a pielii și cicatrici. Din acest motiv, Medicii recomandă ca oricine a făcut un tatuaj și prezintă o reacție de iritare sau constată apariția de pustule, trebuie să meargă imediat la doctor. Utilizatorii pot dobândi o sensibilitate permanentă la aceste substanțe și pot dezvolta dermatita de contact alergică. În aceste cazuri, reacțiile pot fi violente, câteodată necesitând intervenție medicală de urgență și chiar spitalizare. Aceste efecte se pot limita la zona tatuajului, în zona înconjurătoare sau se pot răspândi pe întreg corpul. Astfel de sensibilizare este din ce în ce mai îngrijorătoare, deoarece afectează copiii sau adolescenții și poate afecta viața zilnică și profesională a acestora. Trebuie de asemenea precizat faptul că această sensibilizare este ireversibilă și durează toată viața. Așa că ar fi indicat să vă gândiți de două ori înainte să apelați la acest gen de desene, iar dacă ați făcut-o deja, nu ar fi rău să mergeți la un control medical.